ziua și bun găsit, stimați telespectatori, aici la Fotoliul cu Ghimpi, la Capital TV, televiziunea pe bune. Invitatul nostru de astăzi este domnul Adrian Nicolae David, prim vicepreședinte PNL Hunedoara. Bună ziua, domnule David, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, domnule Simeon. Cu drag, v-am spus că o să vă mai invit și vă spun și astăzi că o să vă mai invit și vă aștept și în campania electorală, unde vreau să aud despre una, despre alta, e vorba cântecului, nu? Da, corect. Bun. Domnul David, încerc să-mi fac și eu vocea aia dumneavoastră, dar nu iese așa. Nu, că nu trebuie să fim, nu trebuie să avem vocile la fel. Nu. Trebuie să gândim lucrurile în aceeași direcție. Dacă aș avea un post de radio, pe cuvânt că m-aș angaja ca și voice-over. Mulțumesc. Apreciez. Și vreau acum să trecem la televiziune totuși, la ceea ce ne doare pe noi, pe cetățeni. Pentru că dumneavoastră sunteți candidatul Partidului Național Liberal la președinția Consiliului Județean, votul uninominal de data aceasta, grea treabă, și am văzut că în ultima vreme faceți cam tot ce puteți ca să vă asigurați într-un anume fel victoria și drumul lin, dacă ar fi să spun așa, spre Consiliul Județean, spre președinție. Am greșit cu ceva? Cum e? Un drum lin? Analiza noastră legată de efortul nostru de a coagula o forță suficient de puternică încât să câștigăm alegerile și să avem o majoritate consolidată, consistentă în Consiliul Județean, este o analiză corectă. Încă de la început, de când, mă rog, am fost desemnat candidat al Partidului Național Liberal, asta undeva prin luna ianuarie acestui an, am plecat cu deviza că uniți pornim pe calea victoriei. Uniți, în primul rând, în interiorul partidului, apoi uniți în zona partidelor și a formațiunilor politice care au aceleași obiective ca și Partidul Național Liberal. Și așa am deschis calea unui dialog către colegii noștri din politica hunedoreană și am plecat de la niște premise obiective. Cea mai importantă premisă a fost insuccesul Partidului Social Democrat în Hunedoara în acești 4 ani, în 2016-2020. Mandatul ratat. De ce? Este un mandat ratat. Dacă vreți, o să discutăm pe larg despre... Și noi am mai discutat, am mai argumentat în acest studio legat de lipsa unui program concret de investiții, lipsa de viziune pe termen mediu și lung a celor din PSD Hunedoara, faptul că n-au reușit nici măcar o investiție să o înceapă și să o finalizeze într-un mandat de 4 ani, asta este un lucru absolut remarcabil în modul negativ, desigur. Da, este pentru prima dată. Peste tot prin județ, merge pe la candidații PSD, se pozează, le promite drumul județean. Nu numai pe la candidații PSD merge, dar asta nu e problema mea, e numai problema lor. Dacă vor să facă de râs, n-au decât să încerce să persiste în niște tehnici absolut comunistoide de a face politică. Asta probabil o să fie un subiect mai amplu dezvoltat electoral. În campanie, pentru că nu poți la București să mergi să faci plângeri penale că PNL-ul racolează primarii PSD și tu din sediul PSD Hunedoara să urli la telefon între candidații PNL și armenii să nu cumva să facă o campanie agresivă împotriva jupunilor roșii. Eu o să vin în studioul dumneavoastră, dacă mă invitați, împreună cu primarii pe care i-a sunat și amenințat. Nu am nicio problemă. Da, sigur că vă invit. Fără niciun fel de problemă. Revenind la ce spuneam, la mandatul ratat, dacă nu ai nici o investiție începută și finalizată într-un mandat, eu cred că este o premieră mondială. Eu nu cred că s-a mai întâmplat undeva pe planeta asta, într-o țară civilizată, ca un Consiliu Județean, sau mă rog, o structură administrativă mai regională, că nu toată lumea are județe, nu toate țările au județe, să nu fie capabil să înceapă și să finalizeze ceva, un drum, o casă de cultură, un muzeu, un spital, nu știu, orice ar putea fi făcut la titlul investiții, să nu fie în stare să ajungă, să ne spună nouă, uite, doamne, avem pangric, asta am tăiat-o de la, din cutare loc în cutare dată. Investiție făcută de ei. Da. Au mai tăiat pangrici. Da. La drumurile care le-au început, au proiectat și le-am citat noi atunci când eram la conducerea Consiliului Județean.
acum se laudă cu proiectele pe fonduri europene care au fost gândite de Mircea Moloț, depuse la finanțare pe mandatul meu și acum ei se laudă cu ele ca și cum ar fi munca lor. Dar și așa, discutăm de proiecte obținute, finanțarea pe ele undeva în 2017 și astăzi sunt 4 ani mai târziu, 2020, n-am văzut niciun metru de asfalt pe culoarul Mureș-Nord. Am văzut că sunt 1100 de probleme pe drumul de la Hunedoara la Călan și asta în condițiile în care județul Arad, de exemplu, am discutat cu Iustin Cionca, cu președintele Consiliului Județean Arad și spunea, domnule, noi am trecut deja la lista de proiecte din rezervă. Ce am avut semnat în 2016-2017 am terminat și acum am trecut la următoare. Astea sunt realitățile. Poți să vii să spui, domnule, că m-am plimbat, am văzut că acolo sunt trei gropi sau acolo am văzut două creni. Dar ce povestează cu drumul ăla de la unde? Parâng Straj, asta cum se numește? Nu, e un drumul din Parâng, e drumul județean 709F, o investiție toată lumea începută. Când nu ai cu ce să te lauzi. Sunt 4 km de drum, am înțeles, 4 km jumate. 3800. 3800. Ce? 3800. Ce? Hai să zicem 4 km. Era să spun o prostie acum. Da. Deci este un proiect inițiat de pe vremea când domnul Moloț și domnii Moloț și Banii erau președinte, respectiv vicepreședinte al Consiliului Județean. Eu pe mandatul meu am refăcut proiectul tehnic, am scos la licitație prima dată, au venit ei, l-au renunțat, au trecut pe un program de finanțare guvernamental. Tot așa a trecut timpul. Pe 3 km n-au fost în stare să banii mei. N-au fost, erau bani disponibili la Consiliul Județean să facă fără nicio problemă, dar sigur, e bine să atragi fonduri guvernamentale, nu zice nimeni nu. Dar este o investiție finanțată de Guvernul României. S-au supărat pe noi acum 2 săptămâni când a fost domnul Orban în Valea Jiului. Că de ce domnul Orban a mers pe drumul ăla, că e drumul făcut de Consiliul Județean? Nu, este finanțat. E plătit de Guvernul României. Domnul Orban n-a fost să vadă drumul din Parâng. Domnul Orban a fost să vadă stațiunea Parâng. Sigur, drumul este o componentă importantă a acestui proiect mare, care înseamnă domeniul schiabil Parâng, care include telecabine, telescaune, instalații de transport pe mai multe feluri de instalații de transport pe cablu, locuri de cazare, infrastructură de apă și canalizare, multe investiții care necesită bani în continuare de la guvern, pentru că cât timp a fost PSD-ul la guvernare din 2012 până în 2019 n-a venit niciun leu. Sau așa, cu țărita, cât să-ți mai cumpere, ba un ratrac, ba o ceva, resturile care rămâneau la final de an, îi aruncau lui Tiberiu Acopriții la Petroșani și să facă el câte ceva, dar sume consistente pentru dezvoltare la nivel macro nu au fost. Și s-au supărat pe noi, dar până la urmă de investițiile astea... Că de ce se laudă Orban cu un drum care este... Păi nu se laudă, beneficiar, sau ce? Beneficiar este Consiliul Județean Hunedoara. Cred că beneficiar sunt oamenii din Valea Jiului. Ce Consiliul Județean? Exact. Ce... Și ca finanțator, eu cred că oricine ar, și noi asta, dacă plătiți ceva, cred că aveți dreptul să mergeți să vedeți dacă e în regulă sau nu e în regulă. Și până la urmă vorbim de 3 km 800, nu de 38 de km. Sunt 3 km 800, nu sunt gata de 4 ani, de când au, sau hai să zicem, din 2017, când au pornit, au obținut finanțarea, deci 3 ani jumătate nu sunt gata și nu vreau să par lăudăros sau să mă, nu știu, să mă exprim necuvenit. Dar eu în 6 luni am terminat 18 km de drum, de la pământ la asfalt. În 6 luni de lucru. Care drum? Drumul spre Sarmiță, Getuza, Regia. Ăla pentru care sunteți criticat că s-a surpat de nu știu câte ori? Păi da, eu am vorbit undeva și s-a dat drumul la o ploaie mare. Deci a venit telefon cu doamne, sigur că da. Da, a venit o viitură mare. Și a surpat în 2-3 locuri drumul, dar ce mă deranjează pe mine nu e asta. Se întâmplă. Da. Se întâmplă și la Reușor. Se întâmplă peste și la Reușor. Doamne, la... Ce mă deranjează pe mine este că am fost recent pe drum cu domnul deputat Heiuș, am tot vizit acolo și mă deranjează două aspecte. Dar un aspect mă deranjează foarte tare. Care? Deci pe mine mă critică că a plouat tare și că drumul a fost... Păi să aveți grijă să nu mai plouă, că nici mie nu-mi place. Dar ei nu sunt în stare, n-au fost în stare să repare stricăciunile alea. Și
n-au fost în stare nici măcar să tundă iarba de pe marginea drumului. Dacă mergeți acolo, stați ca în pădure. Serios? Vă rog să mă credeți că mi-e rușine. Mi-e rușine mie ca hunedorean de cei 150.000 de oameni care ar putea să viziteze. Acum, sigur că e un an atipic, nu ne comparăm cu 2018-2019, când au fost aproape 200.000 de oameni acolo. Asta pentru că aveam drumul asfaltat. Pentru că înainte de a avea drumul asfaltat, era undeva la 10-15.000 de oameni care vizitau. Era greu accesul. Și mie mi-e rușine ca hunedorean să văd că oamenii care vin acolo trebuie să ocolească tot felul de bariere prin drum, că nu le-au reparat după ce au fost viiturile alea și nu e tunsă iarba. Și copacii efectiv invadează carosatele. Atunci, părerea mea e, hai să începem să criticăm pe cineva dacă noi suntem în stare să facem ceea ce echipa liberală 2015-2016 a realizat. Când vin și ei cu 16 km de drum asfaltat în 6 luni, pot să spună, domnule, al nostru e mai bun decât al vostru. Da, bun. Acum, chestia asta cu criticile sunt chestii obișnuite între partide. Pe mine, ca cetățean, de fapt, nici nu mă interesează cine, ce, cum, când, unde și de ce, teoretic, deși ar trebui să mă intereseze și aspectul ăsta. Pe mine mă interesează când merg pe marginea drumului, de exemplu, județean, și merg de multe ori și, într-adevăr, uite, acum îmi dau seama că am sesizat aspectul ăsta de multe ori în curbe. Băi, nu văd nimic. Că e vegetație, când pe dreapta, când pe stânga, nimic, absolut nimic. De multe ori sunt gropi și de multe ori sunt drumuri nemarcate. Și eu nici nu știu, de exemplu, drumul ăsta care duce spre, de la Raport încolo, pe partea aia spre Giurgiu, ăla ce drum e? Județeanul, 107. Mă doare mintea ce e acolo pe el. E un drum pe care ar fi trebuit să fie asfalt plătit din fonduri europene de vreo 2 ani, dar nu se poate. Deci, județul nu se poate. Acolo, imediat ce iau curba de la Rapolt până spre complexul acela de agrement, ca să nu spun numele, de la Uroi, groapă în groapă. Deci n-ai cum, ca să nu mai spun de drumul spre care duce până în Giurgiu. Și vegetație pe marginea drumului și toate astea. Ele sunt județene, ar trebui întreținute de cineva, tunsă iarba. Dacă mă duc în Italia, nu văd lucrul ăsta. Dacă mă duc în Germania, nu văd. Numai în România îl văd. Da. E o chestiune care pe mine mă deranjează foarte tare. Asta, incapacitatea asta. Pe de-o parte, venim la televizor, spunem, doamne, ce mandat extraordinar am avut noi. Pe de altă parte, ieșim pe stradă și vedem că nu s-a întâmplat nimic. Au promis în 2016 că vor asfalta toate drumurile județene. Știți câte drumuri județene au fost asfaltate, adică transformate din drum de pământ sau drum de piatră în drum de asfalt? Cât? Zero. Nici unul. Nici măcar unul singur. Nici unul? Nici unul. În continuare avem același număr de kilometri neasfaltați de drum județean cât avea și în 2016. Păi cum, Costel Avram zicea că a asfaltat foarte multe drumuri. Păi ăștia 4 km din Parâng încă nu sunt asfaltați, deci nu putem să-i trecem la categoria drumuri asfaltate. Oricum când promiți că vei asfalta toate drumurile, înseamnă că, nu știu, din 300 de kilometri de drum cât ar trebui să asfalteze, e cam așa, sunt, nu știu, am asfaltat 100, am asfaltat 180, am asfaltat 200, n-am reușit să asfaltăm 300, dar am asfaltat 3 sferturi, nu, 0, 0, 0, 0. Asta este mandatul și, cum să spun, confirmarea nu trebuie să o aveți de la mine. Eu candidez, oamenii pot să spună, domnule, omul pune lucrurile radical. Uitați-vă că PSD Hunedoara nu le-a mai acordat încă un mandat nici lui Mircea Bobora și nici vicepreședinților. Niciunul dintre ei nu mai sunt pe lista de consilieri județeni sau candidați la președinte pentru mandatul ăsta. Asta ce înseamnă? Nu spuneți că nici domnul Andronache, nici domnul Vasescu nu mă așteptam, pentru că domnul Vasescu e mai tamponat așa și le-a mai arătat din când în când. Presupun că există și, cel puțin așa am văzut în presă, că și domnul Andronache a mai avut reacții mai violente, mai virulente la adresa... Virulente. La adresa că nu văd pe Andronache violent. Violent verbal. Da. Și nici povestea asta cu Mircea Bobora că nu mai vrea, nu cred. Pentru că l-am văzut pe lista de consilier local la Deva. Înseamnă că omul își dorește să continue cariera politică. Mare carieră. Păi. De la președinte, consilier județean, consilier local. Păi, dacă partidul nu te mai susține... Asta e retrogradare de adrept. Nu te mai susține pentru un mandat de consilier județean, pentru președinte de consiliu județean, înseamnă că ceva, cineva minte. Cineva nu, acolo... acum hai să o dăm, domnul. Deci eu în locul dumneavoastră nici nu acceptam așa. Am fost președintele consiliului județean, mă bași pe lista de consilier local.
Vedeți? Astea sunt lucruri care, care mie îmi dau garanția. Acest consilier local ar fi vreo rușină, că nu e, dar... Din potrivă, e o funcție de mare responsabilitate. De acord, dar se presupune că de la crești, nu? De la consilier local, la județean, la alea, nu Simeon, te duci dacă înapoi. Eu îmi fac bine treaba într-un mandat de consilier local, poate că partidul mă pune consilier județean. Dacă îmi fac bine treaba ca și consilier județean, sigur pot să am acces la o funcție mai înaltă, de executiv sau poate, eu știu, de parlamentar. Sau... Dar atunci când ai tu vii și spui, domnule, bă, oamenii s-au avut un mandat extraordinar, dar de acum nu mai punem șef la consilier județean, îi punem consilier local. Nu există așa ceva. Nu există. Da, e o minciună. Preotul de la Certești pune... care candidează independent, dar susținut de PSD. Da, ne pune PSD-ul să alegem niște iepurași care aleargă pentru acest partid. L-am văzut pe domnul Nistor candidând. El a mai candidat și în 2016 și toată lumea știe că vrea să meargă înapoi în Parlament. Adică nu e o noutate pentru nimeni. Da, păi nu, da, acum candidează pentru președinția Consiliului Județean. Toată lumea știe că vrea în Parlament. Da, na, trebuie să, bun, acum, trebuie să candideze cineva. Din, mâine cred că va fi domnul Nistor invitat. Au fost oameni din, mă rog, din apropierea domniei sale care au declarat sușistare că nu, el nu va pleca. Așa a zis și în 2016. Nu-i, ascultați, ne uităm de două ore la un film și vrem să se termine altfel. Așa se va termina. Domnul Răzmeriță, candidat de pe locul 2, a spus în Petroșani, în toată emisiunea pe care l-am văzut, la care a fost el și aici și la Deva, că el va candida, are locul garantat, așa a zis, locul 1 garantat la Senat. Deci e clar că și el pleacă. L-am văzut pe Costel Avram, pe locul 6, candidat la primăria Petroșani. Păi măi, oameni buni, ce vă pun oamenii ăștia să votați? Niște băieți și fete care, de fapt, ei vor altceva de la viață, dar acum trebuie să candideze pe lista de consilieri județeni numai ca să atragă atenția asupra lor? Nistor vrea în Parlament, Răzmeriță vrea în Parlament, Costel Avram vrea primar la Petroșani. E toate lucrurile astea adun însumate, ne-au făcut pe noi, cei de pe partea dreaptă a politicii, opozanții PSD-ului în județul Hunedoara, să ne unim. PNL împreună cu Uniunea Salvați România, cu PLUS, cu Uniunea Democrată Maghiară din România, cu Partidul Național Țărănesc Creștini și Democrat și Forumul Democrat al Germanilor, 6 formațiuni politice, am alcătuit cea mai puternică alianță împotriva a tot ceea ce a făcut Partidul Social Democrat în județul Hunedoara. Ne dorim ca județul ăsta să schimbe macazul efectiv, să avem o dezvoltare durabilă, o atitudine previzibilă și predictibilă pentru a crește numărul de investitori, a crește nivelul de trai. Eu chiar îmi propun și o să și reușesc și o să vă și demonstrez în campania electorală că sunt și resurse și tehnologie pentru a moderniza, a asfalta toate drumurile județene, toți kilometrii de drum județean din Hunedoara. O să discutăm despre spitale noi, o să discutăm despre inteligență artificială în monitorizarea traficului pe arterele de drumuri județene importante din Hunedoara. O să discutăm despre valorile noastre sacre, atât asupra civilizației dacice, cât și asupra modelelor și eroilor noștri naționali, cum ar fi cinstirea memoriei Crăișorului Munților la Țebea. O să discutăm despre proiecte ample. Țebea, toți politicienii au uitat de... Eu n-am uitat. Uitat și nu cred că o să uit, cum nu uit niciodată în 11 august să cinstesc memoria lui Ioan de Hunedoara, Iancu de Hunedoara, cum știe toată lumea. Sunt lucruri pe care, sau cinstirea eroilor neamului nu trebuie să fie făcută ocazional sau pentru a bifa o acțiune ca politician. Am făcut-o și pe asta. Trebuie luat aminte mai tot timpul la ce au însemnat ei pentru istoria noastră, ce am fi fost astăzi fără ei sau ce ne învață, ce a lăsat în urmă. Ați vorbit despre această alianță, aceste protocoale pe care le-ați semnat. Bun, avem o dată, e protocol între USR și PNL, da? Da, este un protocol. O alianță protocol. Pentru susținerea candidaturii mele. A dumneavoastră cu poveștile de la Brat și Hunedoara. Da. Așa, Poliana Hangan, vicepreședinte la Consiliul Județean, am văzut... Este decizia Uniunii Salvați România. Noi, noi considerăm că plecăm ca parteneri nu pe relații de subordonare, ci pe relații de colaborare. E normal ca toți partenerii
să aibă ceva de câștigat din... Bun. Mergem mai departe. Cine mai e? UDMR. UDMR, da? UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, este o continuare a unei colaborări foarte corecte între PNL și această formațiune, care în județul nostru, dacă discutăm de Deva sau de Petroșani, e de vreo 10 ani. De data asta, UDMR a acceptat să formeze o alianță cu Partidul Național Liberal, să prezentăm o listă comună pentru consilieri județeni și este la un reprezentant pe această listă. E vorba de doamna Mate Marta, o persoană foarte cunoscută în mediul educațional, o femeie cu de o calitate morală și profesională foarte înaltă și care cu siguranță va aduce un plus valoare echipei noastre. Și mai sunt doi reprezentanți pe locuri mai puțin eligibile. Urmează PNSCD-ul. Da, PNSCD la fel. Sunt partide istorice. Sigur, PNSCD-ul nu mai are anvergura pe care avea odinioară, dar mă bucur să existe această deschidere pentru o colaborare pentru Consiliul Județean. La fel și domniile lor sunt prezenți pe lista noastră, pe locul 15 și cred că pe locul 28. Nu mai rețin exact. Și acum de curând plusul. Și cu plus avem același tip de... Aici am eu un comentariu. Vă rog. 3 august 2020. Articol pe un site care zice că e portal de informare, nu știu cui, și zice așa: alianța ipocriziei, respectiv PNL-USR, nu funcționează. PNL-USR fără plus. Călin Pop candidează la funcția de președinte al Consiliului Județean și dărâmă ipocrizia de dreapta. 3 august. Da, cei care nu vor compromisuri, cei care nu stau preși în fața șleahtei peneliste a lui Heiușă, Hărău și David și luptă cu solidaritatea, cinstea, curajul, competența, viziunea, probitatea profesională, bla, 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 nu aderă și nu recunosc alianța de dreapta. Înțelegerea încheiată recent între USR și PNL pentru susținerea anumitor candidați în detrimentul protocolul de conjunctură, Călin Pop va candida la președinția Consiliului Județean în Medoara. Se pare că cineva s-a grăbit cu propaganda. Bun, acum Călin Pop, la vreo două zile după asta, își cumpărase și el un microfon și zicea că vrea să candideze la președinția Consiliului Județean. Călin Pop era desemnat candidat al PLUS, al Partidului Libertate, Unitate, Solidaritate, de cred că dinaintea mea, undeva până la finalul 2019. Bun, acolo au fost niște supărări. A existat discuții, da, nu e treaba dumneavoastră. Sunt chestiuni interne, acum, da. Știți cum e și la noi, nu cred că toată lumea a fost mulțumită. Și noi am avut contract, și am avut contracandidat, a fost o campanie electorală. În care nu toată lumea a fost A fost o campanie electorală internă, dar până la urmă, cred, ceea ce mă face pe mine să fiu foarte optimist în privința rezultatului și foarte încrezător că vom câștiga, este faptul că în acest moment tot Partidul Național Liberal crede în victoria noastră, o vede posibilă și nu cred că va exista vreo localitate în care vom pierde alegerile județene. Eu nu cred că va exista, având în vedere această alianță în care am să formăm... primar PSD? Nici în cele cu primar PSD. Eu nu cred. Nu știu, poate vor fi excepții câteva în zone în care suntem noi mai slab reprezentați sau nu am reușit să obținem suficient încredere din partea oamenilor, dar eu sunt sigur că, hai să fiu realist, în 65 de localități din 69 vom câștiga alegerile la nivel județean. Și sigur îmi doresc ca scorul ăsta să se propage și asupra colegilor noștri primari. E nevoie de multă muncă, de multă susținere, dar nimic nu este imposibil în 2020. Bun, și atunci revenind la alianță, propaganda social-democrată, am recunoscut, vedeam pe telefonul dumneavoastră niște sigle și mi-am dat seama că e vorba despre site-ul în care PSD... HD24 se numește. HD24 este un site social-democrat, eminamente social-democrat. L-am văzut doar emițând păreri ale acestui partid și probabil este și în proprietatea lor. Mă rog, e numai problema lor. Eu prefer să mă adresez oamenilor prin presă, prin site-uri care sunt asumate de entități private, nu de site-uri de partid. Mă rog, dar fiecare cum consideră. Eu nu e treaba mea, eu nu vreau să vorbesc despre modul în care fac ei, dar s-au grăbit puțin, crezând că va pica domnul Pop în capcana lor și va
eu știu, se va primi un imbold din partea Partidului Social Democrat, dar mă bucur că domnul Pop și colegii din Plus au înțeles cât de importantă este această construcție de dreapta, au înțeles cât de important este ca PSD să plece de la Consiliul Județean, pentru că a dovedit că este incapabil să conducă județul nostru. Avem un decalaj de dezvoltare fantastic față de Arad, față de Timiș. Dacă, poate nu-i frumos ce spun acum, dar îmi permit aici la fotoriu cu Ghim să fiu foarte sincer. Până acum aveam un județ în regiune care stătea mai prost decât Hunedoara. Era județul Caraș, care, datorită problemelor sociale, ca și la noi, cu zone, foste zone monoindustriale, cu o poziționare care nu era pe o axă de transport. Așa, și așa. Ziceți că acum stă mai bine Caraș. Eu vă spun că acum stă mai bine Caraș. Păi o să vă rog să-mi și motivați, dar după ce luăm câteva momente de publicitate, rămâneți cu noi.